Domnul Ion, eu mă numesc Ion și vin cu mare drag astăzi în zi de sărbătoare pentru dumneavoastră. Avem așa un coș cu fructe, țineți-lora. Așa. Da, ție să dau tortul, da? Avem și un tort dulce. Da, acum să mai și încă florile și încă un tort. Pentru Andrei, că el e duminică, e sărbătorit. Domnule Ion, să știți că ne face o plăcere enormă să venim astăzi în ograda dumneavoastră cu un mesaj de felicitare din partea cu eu să ne spuneți dumneavoastră cu aceste daruri minunate la cei 60 de ani. Noi vă felicităm în primul rând că ați ajuns la această vârstă și aveți cu ce vă mândri, la ce vă privi în urmă ceea ce ați realizat până acum. Vă dorim sănătate, multă, curaj, putere și răbdare de a trece peste tot ce este greu în această viață. Mulțumesc frumos! Iată așa două flori minunate, atunci când o să le turnați câte o cană de apă, să vă aduceți aminte de cine și ne spuneți dumneavoastră, cine credeți cine a trăins? Fetele dumneavoastră, care sunt, din păcate, departe de casa părintească și de dumneavoastră. Domnul Ion, pentru că copiii nu sunt astăzi alături de dumneavoastră, dar prin intermediul nostru vor să fie mai aproape, au scris și un mesaj pentru dumneavoastră. Dacă sunteți gata să-l auziți, noi cu mare drag o să dăm citire mesajului de felicitare. Am să rog Felicia să facă acest lucru. Tăticule, astăzi la 60 de ani ai tăi, un pic cărunt și un pic schimbat la față, noi ne întoarcem din miile de căi la tine, tată, să-ți ascultăm povața. Ne închinăm în fața ta și cerem iertare, ne cerem scuze pentru tot, pentru mesajul dat pe internet, că-s ocupată și vorbim apoi, noi astăzi mai mult ca niciodată am dat timpul înapoi. Să stăm din nou cu toții la masă și să-ți dorim un sincer la mulți ani. Să-ți fie viața o cântare cu oamenii dragi și suflet blând, să-ți fie viața sărbătoare, să nu trăiești vreun negru gând, să ai parte de iubire, să crezi doar în viitor, cu nepoții lângă tine, să te vezi bunic din nou. Să ne trăiești, părinte bun, să ai numai bucurii, să se umple a ta casă doar de râse de copii. Noi îți aducem în dar tot bine din lume, un sincer la mulți ani și gânduri doar de bine. Pentru noi, tu ești în lume un exemplu de urmat, care știe cum să-ți spună ce să faci când ai necaz. Îți mulțumim, tată drag, și ne rugăm la bunul Dumnezeu să te mai țină printre noi, să fii și tu mândru de noi. Ești mereu un piept, să știi, dragostea rămâne vie, tot ce spun, ce am fost, voi fi, ți se datorează ție. De la noi, doar gânduri bune și o caldă îmbrățișare, și la altă aniversare să petrecem lângă tine. Azi e dublă sărbătoare în a noastră casă mare, să trăiești tu, frățioare, cu a ta aniversare, la mulți ani și multă baftă, multe zâmbete pe față, oriunde în lumea largă să te bucuri de ta viață. Iar când nevoia vei avea, să știi că ale tale trei surori ce te vor ajuta și la bine și la greu vor fi cu tine mereu. La mulți ani din partea fiicelor Olesia, Natalia și Mihaela, nepoate Daniela și dinerile Dumitru. Domnul Ion, ce le transmiteți acestor oameni importanți din viața dumneavoastră, rodul muncii de viață? Și sănătoși. Să vină când au posibilitatea acasă. Da. Domnul Ion, eu am să vă strâng mâna și sper să vă transmit acea energie de care vine tocmai din Italia pentru dumneavoastră în așa zi frumoasă. Vă dorim sănătate încă o dată și să ne trăiți mulți ani fericiți și să îi mulțumim lui Dumnezeu de ceea ce vă dă. Pentru că El nu ne dă mai mult decât putem noi duce. Știm exact ceea ce avem noi în spate. Până la adânci bătrânețe. Și vreau să întreb dacă v-ați așteptat de la copii dumneavoastră că pot să... Nu m-am așteptat așa ceva, dar... Mă rog. Iată, ei au... Mă să unem, poate și... Mă felicită.
iată, ei vor cumva să demonstreze cât de mult țin la dumneavoastră și cât de mult însemnați pentru ei. Așa că noi vă dorim încă o dată sănătate multă și să aveți bucurie de la fiicele dumneavoastră, de la nepoți, de la ginerile Dumitru, care vă respect foarte mult și el s-a gândit, de fapt, el a organizat această surpriză împreună cu fiicele dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Dumnezeu să-i păzească și pe dânșii. Mai vii din când de când acasă. Haide, lume, cântați și vă bucurați! Haide, lume, ca între soroși și frați! Haide, lume, iubește și ai răbdare! Haide, lume, Domnul grija lui ne are! Fă-ți lume, inimă bună, cânte cu noi împreună! Muzica frumos îți sună! Sufletul îl bucurați și pe Domnul lăudați, mă.